Femeia s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit primele două autoturisme. Câțiva trecători au chemat poliția și o echipă de intervenție a pus din nou autoturismul pe roți. Șoferița a profitat de un moment de neatenție a polițiștilor, s-a urcat din nou la volan și a fugit. La doar câteva străzi distanță a mai lovit alte două mașini. Dar sunteți beată? Cum s-a produs accidentul? M-am trezit că mașina mea e în fața blocului. Zic, ceva, asta e o bufnitură de mașină. Când ies afară, e fugea încolo. O fugi cu mașina. Ea s-a răsturnat aici, a îndreptat mașina, a luat-o pe aici, a luat-o prin parcare pe la 96, prin parcarea mare pe acolo și a plecat în, a fugit încoace. Șoferița avea o alcoolemie de 1,35 mg pe litru în aerul pur expirat. Le-a spus polițiștilor că se întorcea de la o nuntă. Din cauza impactului, mașina dumneavoastră s-a răsturnat, a fost cu roțile în sus. Au venit cei de la Smurd și de la descarcerări, i-au întors mașina și doamna a plecat. Femeia este acum cercetată pentru conducere sub influența alcoolului și va trebui să plătească pagubele produse.